Slavă ție, Doamne, slavă ție! Împărată cele strângătoră Duhul adevărului, care pe tot timp ești și toată le împlinești. Vistier de curățată, dătător de viață, vină Doamne la noi și te sărăstrește noi și ne curățește pe noi de toată spucăciunea și mântuiește bunurile, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliște pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliște pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliște pe noi. Prea Sfântă Trăime, miliște pe Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează, sunt necreputețe noastre pentru Sfânt numele Tău. Tatăl nostru care ești în cerul, cântați-se numele Tău, mie împărăția Ta, față în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, această ființă, trăi nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi nispită, ci îi plăfește, ci cea zic de aur. Doamne, 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 auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-un adevărul Tău, auză-mă, Tatăl, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răzmașul, prigonește Sfântul meu viața mea, o calcă în picioare, făcut o masă rog pe s-a întuneric, că se divea cu morți. Mâhnice Duhul meu, mine, Sfântul meu, în cremeția înăuntru meu. Adu-ți-mă aminte de zile ce am pus și am cugetat la toate lucrurile tale, la fapte mărotele m-am gândit. Am întins către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă. Ție de grav, auzi-mă, Doamne, ca o să fii Duhul meu. Nu se întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asamăn, cerul popoară mormânt. Fă să aud dimineața mea la ta, ca la tine mă dejdea. Arată-mi calea în care să merg către tine, ridic sufletul meu, scapă-mă de vrăzmaș, că la tine de Doamne. Învață-mă să fă voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu, Duhul Tău cel bun, mă va potera pământul cel drept. Doamne, ești, 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 Da, stai jos când vă prezint. Vă ajut, Părinte, până vă prezint. Doamne ajută! Este o bucurie să-L avem alături de noi pe Părintele Valerian Grecu, pentru că, deși mulți ați auzit despre perioada comunistă, puțin poate ați avut ocazia să auziți prin viu grai despre lucrarea lui Hristos în temnițele comuniste. Vă mărturisesc că întâlnirea cu Părintele Valerian pentru mine a fost absolut șocantă, pentru că ducându-mă la un schiț să iau binecuvântare pentru a face un film despre Sfinții Închisorilor, un film artistic, exact atunci Părintele venise la mănăstire. Vineri, sâmbătă, am avut o conferință la Târgu Jiu, l-am rugat, Părinte, veniți cu mine să vorbiți la conferință. Duminica a predicat la Lainici, a vorbit maicilor la Bistrița, la Horezu. La Părintele Anichie, la Frăsinei, am ajuns pentru că Părintele Anichie a ajuns călugăr datorită Părintelui Valerian. În închisoare, Părintele Anichie, Ionel, parcă-l chema, nu? Ionel. Ionel. Era mirean și Părintele l-a apropiat de viața duhovnicească, o să vă povestească poate mai multe. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit este că am înțeles diferența dintre un creștin adevărat și un creștin care trăiește o credință căldicică, așa cum o să vedeți. Părintele îl mărturisește cu curaj pe Hristos, așa cum l-a mărturisit și în perioada comunistă. A trăit în închisoare alături de părinți cunoscuți, de Părintele Ilie Lăcătușu, de Părintele Iustin Pârvu, de Roman Braga. A fost apropiat al Părintelui Ioan Iovan de la Recea și al Părintelui Arsenie Boca, care au spus, tu o să fii trâmbița noastră. Și, deși este ciudat cum atâți ani după căderea comunismului nu s-a prea auzit această trâmbiță, vă mărturisesc că auzind predica pe care a ținut-o duminică la Lainici după Sfânta Liturghie, mi s-a părut că e cea mai plină de putere predică pe care am auzit-o în viața mea și cunoscându-l pe Părintele Ioan, mi s-a făcut oarecum rușine pentru că mi-am dat seama că avem datoria să trăim lângă părinți duhovnicești să fim cu adevărat urmașii lor. Vă întreb, cine este
ucenicul părintelui Cleopa sau al părintelui Asenie Papaceuc sau al părintelui Justin Pârvu. Din păcate, prea puțini, trăind lângă acești mari părinți, au știut să meargă pe urmele lor, să se molipsească de harul lor. Cine știe să fie trâmbețele lor? Aproape nimeni. Ori auzindu-l pe părintele Valerian și cunoscându-l pe părintele Ioan Iovan de la Recea, care mie cel puțin mi-a schimbat viața ajutându-mă să mă las de yoga, mi-am dat seama că așa ar trebui să fie și ceilalți care stau aproape de părinți. Vă rugăm să ne iertați că am întârziat. Trebuia să fim de la ora 7 aici, dar s-a prelungit interviul de la Radio România pentru că realizatorul interviului, fiind impresionat, a tot prelungit și îi făceam semne prin geam, că întârziem. Părinte, cum e răbdarea? Părinte, cum e iubirea vrăjmașilor? Cum e una? Cum e alta? Și așa s-a lungit. Închei aici scurta mea prezentare. Expunerea va fi urmată de o parte de întrebări. Ar fi de dorit să aveți răbdare să ascultați mărturia părintului, pentru că, de exemplu, intrând ieri la o mănăstire, la un părinte, femeile care stăteau la coadă, țineți-l puțin. Pe părintele din mănăstirea respectivă. Și am rămas mirat gândindu-mă că atunci când un duhovnic se întâlnește cu un mărturisitor, creștinii ar trebui să se bucure că duhovnicul lor primește putere. Deci chiar dacă sunteți poate obosiți, vă rog să luați aminte la ceea ce vă spune și să vă rugați să-i deschidă Dumnezeu inima să vorbească cât mai mult. Când, înaintea conferinței de la Târgu Jiu, l-am întrebat: părinte, dumneavoastră cât ați putea vorbi într-o conferință? Și el a zis, 2, 3 ore, 4 ore. Și vă spun că a predicat dimineața la Lainici, a vorbit mai la Bistrița, la Horezul, a vorbit până seara și el seara la ora 9 era mai plin de putere decât un om obișnuit dimineața. Așa că vă rog, părinte, să ne spuneți cu toate cum l-ați mărturisit pe Hristos în perioada comunistă. Cum a lucrat Hristos? Dragii mei, am emoții. Pentru că dacă sunt în mijlocul dumneavoastră, n-am venit eu. Eu sunt un gunoi. Dar m-a adus acest sfinț care regret că n-am rămas eu cu ei. Pe la Gherlă, pe la Aiud, la Zlava, la Pitești, în Balta Mare, unde brăstămasa de securitate, 80.000, i-au înghițit pământul acolo. Și zic și eu așa, n-a putut să mă înconvoaie, chiar dacă eram prin frig, prin ploaie. Mai tânăr verde sunt acum să-mi duc crucea pe-al meu drum. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu, îl poate găsi în suferință. Ce scump e pentru noi suferința care ne aproape Dumnezeu. Cât te-ai ruga, cât de desăvârșit vei fi, dacă nu treci prin foc, nu ieși la un repaus, nu ești un călit, nu ești un curățit. Eu vă declar din sufletul meu, la 90 de ani, acum, dacă i-am, mi-a întinerit și trupul și sufletul. Dacă nu trecem pe acolo, nu era focul care îl vedeți dumneavoastră cu dinși aici. Suferința te face să fii plin de iubire. Acolo în temniță, dacă cădea cineva, flămând, bolnav, fiecare câte o lingură, dacă eram 102-3, îi făceam câte 3-4 documente și ne salvam. Aici, fiind în libertate, nu văd atâta dragoste. Pentru că Dumnezeu și Sfinții ne-au adunat aici, că nu-i întâmplător venirea mea aici. Sfânta Scriptură spune că orice sfat vei sfătui, recepi-l la Domnul, că cu noi este Dumnezeu. Eu, dacă am scăpat din închisoare, am spus, Doamne, voi vorbi cu perii capului și cu degete la picioare, că două arme are diavolul astăzi, în această lume înrăvășită,
dezvinarea și ura și să nu mai vorbești despre Dumnezeu. Temnițele ne-au unit, ne-au dat foc, au dat martiri. Iubirea este aceea care Dumnezeu din iubire a trimis pe Fiul Său să fie jertfit, înjunghiat. În fiecare sărbătoare, în fiecare zi de câte preoții noștri, este Iisus înjunghiat, care ne se dă nouă, care ne întărește. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Mântuitorul însuși spune, cel ce nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Noi în temniță n-am fost lipsiți o zi de Sfintele Taine. Dacă vedeți o tărie așa în ființa mea, poate sunt cel mai bătrân din dumneavoastră, dar în același timp sunt și cel mai tânăr. Pentru că mi-a dat Dumnezeu și Hristos puteri, că fără de mine nu puteți face nimic. Preacuceriți, părinți, am și o rugăminte la dumneavoastră care sunteți aici, care v-a prins Dumnezeu aici, să nu fiți zgârciți, să ne-l țineți pe Hristos în chivote cât de strălucitoare ar fi. Mântuitorul nu se simte bine acolo, se simte într-o inimă zăfuită de satana, că el pentru asta a venit, pentru cei păcătoși. De nimic nu se teme diavolul decât de hotărâri. Am greșit cu toți, suntem păcătoși, nevrednici. Dar diavolul, anticristul, care ne-a pângărit țărișoara noastră 40 de ani, ne-a adus în starea în care vedem, plătim niște urmi. Ne-a pângărit altarele, bisericile. Mă aflam într-o închisoare la Galați, unde eram 25 de preoți și 2000 de deținuți. A venit o comisie cum se află închisoarele. Sigur, mizerii, foamete, păduți, ploșniți. A venit comisie de la București și ne-a dus în biserică să vedem cum arată. Atelier și în Sfântul Altar 3 WC-uri. S-a lăsat Dumnezeu batjocorit. Și când nu gândea nimeni, Dumnezeu a făcut minuni. Astăzi este în penitenciar preot, avem în care slujește în ea. A dărmat bisericile, dar n-a dărmat biserica cea vie din sufletele noastre. 40 de ani de dobitocie, 40 de ani pe închisoare, nu mă laud, n-am cu ce mă lauda, 24 de ani pe temniță, arestat de 4 ori. Mi-a întărit biserica cea vie, pe care nu ne-o poate dărma nimeni decât omul. Să fiți prins de dragoste, nu judecați pe nimeni. Nu umblați după minuni. Iubiți biserica, iubiți preoții, Dumnezeu ne cere minuni de la noi. Iată, vă spun în câteva cuvinte întâmplarea cu frații mei. Eu am plecat de acasă vineri. Nu-i ușor. Cu 6 operații pe mine,
dar acest Sfânt m-a întărit fără să știu eu cum mă întâlnesc cu ei. Am mâncat o pâine cu ei la Aiud, cu părintele Ilie Cătuș, cu părintele Iustin Pârvu, cu preasfințitul Bartolomeu Anania, cu părintele Ioan, cu părintele Fora Mureșanu, profesorul lui părintele Ioan. Trecând acolo, am văzut cum o ducea și pe Maica Mihaila în patru labi, cu altcineva o ducea la Mercurațiuc. După 9 ani de zile, am martirizat-o. Părintele Sănibocă spunea așa, nu greșim dacă ne rugăm la ei. Și de aceea zic că, plecând de acasă, vii, Mercur, zic, mă întorc seara acasă, că mă aștepta cineva. Și mi-a părut rău. Hai, părinte, eu m-am promus ca să mă duc de Sfântul Ilie, acum ce vine, și duminică să prind mai multe suflete acolo, să-l văd pe acești părinți călugări acolo, pe părintele Valeriu, pe părintele Macaru, obștea în care eu mult regret de monahism. Dragii mei, fac eu ca mitropolitul Andrei Sagona când s-a pus. De 7 ori dacă m-aș naște, tot călugări m-aș face și de 7 ori condamnat la moarte, aș fi tot Moldova aș fi și tot poporul m-aș dărui. Și m-am dus cu aceste persoane. M-am închinat, ne-am îmbrățișat și îmi spune părintele Valeriu, am făcut acatistul, s-a întâlnit ursul cu leu. De ce spun asta? Părintele Arsenie Boca și părintele Ioan m-a botezat leule. Și să știi că leu sunt. Nu eu, ei. Numai mă întâmpină acest suflet plin din râvnă dumnezească cu moaștele când se plec de vale a Sfinților. Oare este o întâmplare? Nu, este o pomnă dumnezeiască ca să mă întărească, să mă îndumnezeiască, să mă curățească, să mă lumineze. Și l-am însoțit pe acest frate, deși mă așteaptă alții, seara, mercuri, am cedat și mă duc să-i petrec. Regret, mă întorc că n-am rămas cu ei acolo. Și văd ce mi-aude urechile 30 de ani de când suntem liberi, încătușați cu sufletele. Ne-a adus Occidentul puroiul păcatelor. Am ajuns. Cum am ajuns? Am mers pe la mănăstiri. Dragii mei, nu condamn pe nimeni. Dar a stabilit credința, a stabilit focul ăsta pe care eu, 60 de ani, 70 de ani, pe care, cum eram în mănăstirii noi, acum 60 de ani, liturghiei în fiecare zi, împărtășanii în fiecare zi, acatistii prin de dragoste că îi îmbrățeam, dormeam pe jos în petroaie să primeam poporul ca să-i încălzim. Știu că n-a putut să suferi fiara răsăriteană comunistă această dragoste. S-a venit pârjolul, mi-aduc aminte, în 1953. A trecut părinte Arsenie pe la noi. Eram 40 de călugări sub 30 de ani, toți tineri necutați de părintele Ioan Iovan, care îl cunoșteți. Și părintele Arsenie spune așa, bă, voi nu îmbătrâniți în mănăstiri, pentru că mănăstirii nu poate să mai dea sfinți. Veți merge, veți fi duși
prin temniță și temniță se vor transforma în catedrale. Sigur, eu de 18-20 ce să înțeleg? Și când m-am văzut în Gherla, unde Gherla care a trecut pe acolo, sau ați auzit, sau ați văzut, îi trei mei de locuri, eram 12.000. Și părintele Arsenie Boca i-a spus lui părintele Ioan, așa când l-a preoțit în 49, că am fost la preoția lui. Pentru că în temniți nici lumina zilei, dar nici lumina credinții nu mai este, vei fi dus. Am fost dus, nu arestați. S-a simțit nevoie ca să ne scoată dintr-o mănăstire, să facă 40 de mănăstiri în cele mai întunecate locuri și în temniți. Nu vă temeți de suferință. Suferința te călește, te îndumnezeiește, cine a pierdut pe Dumnezeu îl poate găsi, eu acolo l-am găsit, pe Mântuitorul. Ce dulce este Hristos! El este care te întărește, nu eu. Mi-aduc aminte în Balta Mare, în 1962, pe noi călugării preoții, de Sfântul Terac, când erau în zer, minus 18-20 grade, ne-a dus într-un gheol unde trebuia să facem trei malduri pentru Germania, Norma, într-un gheol. Cum să intre acolo? Mi-aduc aminte din părinții Lăcătuși că am fost demanchinat la moaștele lui. Aici, că nu l-am văzut de atunci. Este viu. Intrăm cât trage noi. A citit, dar vezi că auziți și în gura mea că am băut acest pahar dulce. Ne-am făcut normele, dacă aruncai apa așa, cădea gheață. A dat o căldură, ne-am căzit, ne-am uscat așa aburi de noi. Oare este, nu este o minune? Biserica noastră totdeauna a triumfat când a dat mucenici. 300 și ceva de ani prigoană se împărtășau creștinii în fiecare zi. I-a întărit. Ce-a făcut Sfântul Împăratul Constantin când s-a întâlnit cu unul de închisoare, tăiete pulpa și ochiul scos? A îngenunchiat. I-a sărutat ochiul și pulpa. Încet, încet ne-am răcit. Și a venit prigoana 40 de ani, atât în Rusia, cât și aici, în România. Ne-a întărit credința, erau biserice de mai plini în timpul comunismului. Veneau pe furiși, se închinau. Ne-a dat liber să zădeți biserici, troiți, să ne dărâmă și mi-e scump biserica cea vie din inimile noastre. Crede dumneavoastră pentru sufletul meu, am nepoți, eu plecat cu cehotare, săracii, stau zdebusulați, de aceea părinți slujitori, noi preoții, noi arhierei, călugării, suntem ferestrii dumneavoastră. Mi-aduc aminte la preoția lui părintele Ioan în Tudor Vladimirescu când a venit. A spus așa preasfântul Nicolae Popovici, că i-am pictat acasă. De nu vă veți face ferestri și oglinzi la cei din jur, nu vă veți mântui. Sorbiți cu sete cât mai este ziul. Eu sunt din partea Galatului.
Țărișoara noastră este amestecată în mâl. Bate o cetate ca să trezească cealaltă de alături. A fost apă de un metru, măriți. În 70 fiind arestat din nou, după 10 ani, duși la Sibiu, la Dumbrăveni, apa de 9 metri. A trecut țărișoara noastră, bate, par într-o zi. Și noi umblăm după minuni. A venit un grup din Brașov pe la mine, părinte, am auzit că se face minuni de un călugăr. Eram și eu pe acolo, păruiam. Vreți după minuni? Zic că da. Cum stai cu viața? Câți copii ai? Unu. Dar ceilalți? Păi părinte, timpurile grele. Și tot așa. Și m-am dat pe față. Minunile sunt cei mai mari să vă opriți. Aceste păcate strigătoare la cer. Să fim treji. Suntem creștini ortodoxi. Avem preoți, avem biserici, alergați. Avem preoți luminați. Nu te uita la scădere. Preotul când a făcut așa, s-a sfințit apa. El te botează, el te conună, el te mărturisește, el te împărtășește, el face toate slujbe până dincolo din mormânt. Mi-aduc aminte de un preot care a făcut închisoare cu el din Vaslui. După Revoluție a început o biserică, nu putea să o mai termine. S-a dus la părintele Ioan la Recea. Părinte, veniți la noi în Vaslui să zidim o biserică. Părintele a fixat ziua, a venit, am fost și eu și a fost întâmpinat cu pâine și ceară. Cu pâine și cu sare. Părintele Ioan a spus, nu-i pentru mine pâinea și sarea, e pentru cei mari care stau pe scaune de ceară care se topește până în cer. A fost vreo 300 și ceva de preoți. Și părintele Ioan așa a început. Dragii mei, nu la epitrafim, nu la orar, nu la mitră, băgați gâtul în jug să scoatem carul românesc din tău în care 40 de ani blăstămata de securitate au ucis 80.000 numai în Malta Mare. După aceea s-a adresat poporului și acest preot de Vaslui într-o jumătate de ani a făcut biserică. Iată cine a fost părintele Ioan suferința. Eram la Aiud. Cei condamnați pe viață în lanțuri, bătuți, duși la gară ca să ne ducă pe la Gherla. Părintele Ioan, când i-a vreau să ajung la dragoste, la iertare. Și pe părintele Ioan, când l-a dus la ferării, călării, când a dat cu ciocanul, i-a fermat pulpa piciorului jos. Când a dat cu mitul, i-a încolonat. Și părintele Ioan a fost ca Sfântul Apostol care, Petru sau care, când l-a pus, a ales un lanț mai scurt ca să fie mai bine și a fost mai rău. Mergând, colonând, ducându-ne la gară, la vagon, părintele Ioan pășa încet. Și când i-a dat o cizmă, ofițerul, mișcă, banditule, mișcă, părintele Ioan s-a întors și a spus, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ierte pe tine, fiule, de toate păcatele acestea și de acestea. A muțit ofițerul. Iată că, câtă bunătate. Cine v-a căzut în mână? Ultimele cuvinte a Maicii Mihailii, martira neamul românesc,
cu două zile de a ucide-o, a spus câteva cuvinte, așa, mă duc unde a murit fratele meu și scrie acolo, binecuvintez pe cei care m-au adus aici, să nu dăm vina pe nimeni, să dăm vina pe neputința noastră. S-a dus. Unde-i dusă? Părintea Neboca spunea, dacă ne închinăm lor, nu greșim. Eu mă închin. Mi-aduc aminte un preot din București, Hanziu. Lucram la canal, dormeam în bac, unii peste alții. Și unul din preoți arată de căzut, l-am băgat în groapa de unde am pământ și am uitat de el. A tras că a vrut să evadeze. Domnul a nimic, ca drept pedeapsă, l-a dezlăcat cu pielea goală să curăță cartofi pentru desănuți pe mal. Când am ieșit afară, l-am găsit înghețat, mort. L-a ținut 3 zile comandantul, unde era un corățanu. După 3 zile, vă dau câte un supliment, aruncați-l în ghiolul ăla. L-a aruncat, l-am văzut vreo 3 zile, după aia nu l-am mai văzut. Toți aceștia care au înfruntat întunericul celor fără de Dumnezeu, tineri, bătrâni, mame, soții, maici, sunt martirii neamului nostru românesc în care m-am întâlnit cu ei. Eu mă voi desfășura doar când voi ajunge pe perna mea. Păriu m-a dus acești sfinți. Nu m-am gândit. Mercuri seara că eu mă întorc înapoi. M-am întors ei și-i petrec pe ei. Și dacă vă vorbesc cu un timbru mai apăsat, nu este al meu, este al lor. Parcă îmi spune, vorbește, spune, îndeamnă, învață. M-a dus cu ei. Atât m-a întărit, vă spun pe pielea mea, dânsii care. Nu m-am întâlnit cu un călugăr de-al meu de la mănăstirea Turnu. Am ajuns la el și mă întreabă cine ești, care ei m-a adus. Sunt un preot de mir. Uite soția aici, unii sora care m-am stătit până la urmă. Acest suflet care i-a curs lacrimi, a însoțit pretutindeni. Nu vreau să-i aduc laude, dar lacrimile ei care a curs în ochi va fi o punte de gheață care voi trece și o prăpastie a iadului dincolo. Draga mea, mult ai greșit, mult îți iartă. Ce-a făcut Maria Magdalena? Aici sunteți și cu păcate grele. Nu vă temiți. Avem preot cu har. Preotul de steagă. Maria Magdalena i-a spălat picioarele cu lacrimi și i-a șters picioarele cu părul capului ei. Ea a fost prima care a văzut pe Mântuitorul. Dumnezeu n-a venit pentru cei drept, a venit pentru cei păcătoși. Îndrăziți! Și asta că m-a întâlnit cu acest călugăr. Și unde ai fost? La mănăstire. La mănăstirea Sihastru, adică la mănăstirea mea. Era acolo un călugăr, zic, Valerian, dar a murit, nu mai este, nu mai știu de el. După discuțiile avute, ne-am îmbrățișat, m-a recunoscut, am mers la masă, n-am putut mânca.
Bucurii la bucurii nu poți să rezisti, să atragi mei. Mi-aduc aminte când am venit decretul pentru eliberare, am stat cu un detenut, 18 ani a executat. Și a venit nevasta cu copilul care a lăsat în față de 18 ani. Cine este? Copilul tău. Și când s-a îmbrățișat, a murit tatăl în brațul copilului. N-a putut să rezistă la bucurii. N-ai cum. Iar la suferință reziști. Mulțumesc călăilor. Că n-a fost călăi. A fost trimis Dumnezeu să ne cearnă. În 60, pe noi în 55 ne-au arestat, dar în 60 când a venit dărmonul, ne-a curățit pe toți. Și oare să învinovățăm pe cineva? Nu! Ne-a trimis în lumea largă să împânzăm lumea, temnițele, să ne searnă, să ne călească. Care a fost greu, a căzut în hambar, care a fost plevile, a luat vântul. Și după atâția ani m-am găsit cu călăul meu care m-a scuipat în gură, cu cele, până că mă împărtășește cu cele 7 taine. Mi-a ars cărțele, m-a schelozit, m-a bătut. Uitați! Dar n-a putut să schelozească sufletul meu. Și mă întâlnesc cu el la gara din Nord Tecuci. S-a privatizat. Ce vrei de la mine? O bere, zic. Iau mâna, mi-a mai dat drumul. Mă mai recunoști? Ce vrei să-mi faci? Dacă n-aș fi creștin și român, am sub lapte de mamă creștină, să-și lua gâtul, dar sunt român creștin și datorită mă ta, m-ai călit. Mă iert, din inimă te iert. I-a dat lacrimile. Și mi-a dat și mie lacrimile că am putut să iert pe cineva. Acela care m-a pus pe cruci. Ce dulce cu suferința. Și zic, mergând mai departe, acolo în temniță, în Balta Mare, am întâlnit doi tineri. Sărați erau desnădăjduiți. Și am învățat câte o rugăciune. Acolo s-a învățat Scriptura. Acolo s-a învățat suferința, care este cea mai mare carte. Acolo s-a învățat Scriptura. Cine a pierdut pe Dumnezeu poate găsi Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu este o carte. Este un soare care cuprinde totul. Și acești băieți pe talpa bocancului i-am învățat acatistul Mântuitorului. Am învățat și a spus așa: dacă dă Dumnezeu și măicuța Domnului să scăpăm, ne facem călugări. Vă faceți voi călugări? Măcar buni creștini să fiți. Ne-am eliberat, ne-au arestat din nou, din niște n-am mai știut, ca să aflu că Ionel, al meu drag, a ajuns la mănăstirea Frăsânei. Și astăzi este duhovnicul mănăstirii Frăsânei. După atâția ani am ajuns și acolo la Frăsânei. Nu eu, ei. De la ei vine puterea. De la ei vine dragostea și mângâierea. Doamne, Doamne, ascultă-mi eu glas, că-ți nădejdea noastră întreagă numai în tine ne-a rămas. Ne-am îmbrățișat, am lacrimat,
Și a spus așa: Părinte dragă, roagă-te să pentru mine, că sunteți în corabii, eu sunt în valuri. Știți ce mi-a spus în Sfântul Altar? Și că dacă nu suntem trezi, cu toată corabia se răstoarnă. Aproape să nu-l mai recunosc. Am bătrânit, obosit, dar cu Duhul puternic. Am plecat mai departe. De acolo am plecat mai departe. Și am auzit că mai este un preot, un călugăr, într-o peșteră în munți. Am ajuns la acest părinte sfânt și bun, blând. A transformat pustia în cetate. Am ajuns la dânsul, am făcut rugăciuni. Am stat de vorbă cu dânsul și l-am întrebat: cum vă cheamă? Valerian. Păi zic, numele meu? Dar numele de botez cum vă cheamă? Vasile. Păi și eu tot Vasile de botez. La acești talii, cu acest sfinț, și-a zis: o, Doamne, minunat este Dumnezeu într-o sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Cât de puternic ești! Și-a zis că stăm o jumătate de oră, o oră. S-a lungit cuvântul, că cuvântul lui Dumnezeu nu se termină niciodată. Se termină păcatul, se termină îmbuibarea, se termină petrecerea, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se termină. La 11 noaptea ne-am despărțit să ajungem în altă parte. Dragul meu, multă plată vei avea. Nu v-am cunoscut, dar prin acești sfinți putem să-i cunoaștem. Oare sunt niște întâmplări? Părintele Arsenie Boca mi-a spus: mă, să fie o trâmbiță, noi ne vom duce, noi de acolo ne vom ruga. Eu n-am nimic bun, ei mă inspiră, ei îmi dă puterea. Dacă am mâncat ceva, nu merge. Îmi spune gazda de unde plec, din București. N-am putut mânca. Să ajungem și aici, și la radio. Altă parte mă strigă că să ajung acasă, că am niște măicuți cu încurcături. Din păcate, s-a dus sărașele după Revoluții să-și închide Fecioria lui Hristos. Sigur, robie multă, după atâția ani, mănăstiri de armate, șantiere. Și mă așteaptă să-mi dau un cuvânt din bărbătare. Dragii mei, nimic nu este mai scump, mai sfânt, mai dumnezeiesc ca bunătatea omului din inima lui. Nimic nu este mai pângărit și urât că răutatea omului din inima lui. Mergem la biserică, nu vorbim cu mama, nu, că mi-a făcut. Ce ți-a făcut, măi? Te-a pus pe cruce? Dar Hristos care moare în fiecare zi, în sânjunghie, să-L mâncăm, să ne îndumnezeim, că fără de mine nu puteți face nimic, spune Mântuitorul. Fiți iubitori de vrăjmași, iubiți-i! Iubirea este aceea care a spus-o Sfântul Evanghelistul. De a se via morții, de a se împărța averea, de a face minuni cât să muți munții, de a zea trupul să ardă. Dacă dragostea nu am, nimic nu sunt. Acest frate care m-a întâmpinat cu Sfintele Moaște, am găsit o carte profană la dânsul și am citit-o.
Și pe Biahazie ne-a băgat-o la închisoare ca să ne readucă. Am băgat-o pe foc. A scos-o. N-am pățat nimic, m-a apărat Hristos. Și am trecit-o să văd ce arată acolo. Să cunosc. Și ducându-mă la televiziune, am uitat actele aproape când să ne ajungem. Și mă gândeam eu, oare nu scurmă mai primește fără acte? Oare n-am mâhnit pe acest frate care cu atâta dragoste a venit, m-a însoțit, că nu mai pot veni? Șoferița în care am găzduit, ce facem, părinte? Când întoarce-mă înapoi, s-a dus, nu mai prindim. Și am rugat pe Sfântul Mina. Mergem înainte, zic. Și pe Sfântul Spiridon. Și pe Sfântul Neculaie. Și pe toți sfinții i-am rugat, faceți minuni voi. S-a dat Doamna jos, a vorbit cu poliția, a mințat, i-am pupat. Iată ce poate face Dumnezeu. Dacă ne rugăm cu credință la Dumnezeu, ce a făcut un ucenic când s-a dus la Sfântul, nu mai remintesc mult în capul meu? Și că, băi, fiule, Doamne, ascultați, alo, comentați pe urmă. Sunt poate unii care interesează, astfel mă urechi, și vă duce numai cu urechile în rai. Și trupul se duce dincolo. Și sufletul. Deci, dragostea și spune așa, băi fiule, dacă ai avea un bob de credință, acest pusnic stătea într-o munte. Dacă îi spui muntea să mute, să mute, și-a plecat muntele. Și spune, nu ți-am porucit ce-i băi munte, stai pe loc. Aveți credință în Dumnezeu. Vor veni timpuri grele. Nu vedeți că trăim într-o lume moartă? La mine vine mai mulți. Am îmbrăzit o pisică și vine mai mulți la mine și nu vorbesc, nu pot să scot nimic. Dar vorbiți, părinte, vă jucați pisica? Ce a spus avocatul Petre Pandrac? El i-a apărat procesul care v-a căzut cartea în mână. L-a condamnat 25 de ani, era fetița lui, avea o fetiță de 4 ani, s-a scris cărți, ne-a apărat procesul, l-a condamnat și când a scăpat, a scris o carte acolo așa. De când cunosc oamenii, iubesc foarte mult animalele domestice, și sunt gata ca să îmbrățișez cu cele sălbatice. Iată că suferința ne-a topit, ne-a făcut unt. Am scăpat din temniță și am venit în București să-mi fac niște analize. Ciroză, ficat, rinichi. Și cineva de acolo era bolnav și a venit medicul care îmi băgase de așa furtunul. L-a ficat. Ce faci? Domn doctor, mă bate cu un copil cu tare. M-am transpus și a învârlit furtunul de la ficat. Și îmi spune medicul, te-ai transpus, părinte? Da. Văd un săracul necăjit, eu sunt acela. Sfântul Ioan Gur de Aur spune că haina, banul care de Hristos nu este al tău,
este celul sărac de lângă tine. Vă temeți de suferință? Suferința ce-a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur? Când îl ducea în surghiuni de Eudoxia, nu mai putea sărăcutul să urce panta suferinței. Și a spus, o, Doamne, culege-mă! Și a apărut Apostolul Petru și Pavel, în noaptea asta te luăm. S-a descălțat din cățăminte și atot săracului. Mai avem așa ceva? Noi? Vedeți cum lucrează diavolul? În închisoare mai vorbeam și noi acolo în celulă, mai în șoptă, te auzea, te scotea, te bătea. Și am zis, Doamne, dacă scăp, și cu perii capului să vorbesc. În comora mea de unde sunt, după căderea acestei fiară, care acum are altă înfățișare, în chipul omenii, s-a făcut acolo pe un roment, tedeum, a venit preoți, a venit din alte părți, pe opt, din nașterea Maicii Domnului. Asta mă doare. N-a vorbit decât a făcut și a plecat. Primarul comunii, părinte, vorbește ceva, că s-au adunat aici din diferite colțuri țării, erau ca 5.000. M-a inspirat Dumnezeu, am vorbit. Și a doua zi am plecat în Cipru. M-a căutat pe acasă când am venit. Părinte a căutat niște ziariști, niște avocați. Atât de rău mi-a părut. Și totuși nu s-a lăsat și au venit. Doi ziariști din Focșani, doi din Tecuci, din Galați și alte necazuri. Părinte, ne merge rău. Sunteți cununați? Aveți copii? Am o fetiță de 7 ani. Avem preoți? Avem mănăstiri? Cununați-vă! Alții cu alte necazuri. A venit, i-am dus, s-au destegat și i-am spus, urmați biserica, urmați preoții, lasă țigară, lasă totul, că te culege Dumnezeu. S-a cununat, s-au mărturisit, s-au împărtășit și la un an de zile a avut un accident și a murit. Iată ce înseamnă cum vine sfârșitul. Fiți plini de dragoste, dragostea mama mea. Vă dau un exemplu. Am fost doi frați și o soră. Pe mine m-a arestat de mănăstire și fratele meu l-a arestat când a vrut să treacă în colectiv. După un timp l-a omorât și pe tata meu doi tineri. Cum a rămas această mama mea cu doi copii, unul în pușcărie, doi copii, unul la Focșani și era la Gherla. Și cu tatăl meu. Și n-a vrut să ierte pe acești criminali. Și-i spui eu mamei mele, mamă, unul din criminali este la pat, este tăiat. Vrei să-l ierți? Îl iert, mamă. M-am dus la el acasă. Băi, tineri, știi la ce-am venit? Nu știu, părinte. Ești iertat dintreaga familie. Când s-a întors, s-a început a plânge, am căzut în genunchi la patul lui și am plâns și eu. Te-ai mărturisit? Te-ai împărtășit? Da! De 3 săptămâni trimit nevasta mea la dumneavoastră ca să mă iertați. Iată că am venit eu.
și am stat cu el de vorbă, cum l-ai omorât, cum ai dat? Și îmi povestește, părinte, am omorât un om nevinovat. Nu-i nimic, ia ștertat, viu la mama mea. Asta a fost toamna. Mama mea căzut la pat și spun, mama l-am iertat. Și de Bura Vestirii, în țara de Bura Vestirii, a murit și mama mea. Și m-am dus la părintele Ioan la Prumbuita să-i spun. De ce? Pentru că când a scăpat părintele Ioan din temniță, mama mea i-a spălat picioarele și i-a sărutat rănele de la picioare unde au fost lanțurile. Și o iubea foarte mult. Părintele Ioan a fost plin de iubire. N-a condamnat pe nimeni. N-a judecat pe nimeni. Așa ne spunea nouă totdeauna. Lăsați transa altuia. De sacul de la spate în față, pe care ar vedea să ai tu în sacul tău. Dacă vă vorbesc cu acest foc așa, vorbesc că am văzut minuni în jurul lor. Și mă duc, când o îngropi, părinte, era de Bura Vestirii, mâine dimineață. Ai faci mâncare de pește mâine. Păi, părinte, nu-ți fai mai că poți. Câți preoți sunt acolo în comuna, mata? Știa că a fost acolo. 4. Să-i spui că eu am spus. Pentru că are o trecere mare în fața lui Dumnezeu, că a știut să ierte criminalii. De unde a știut acest om? De unde? Când a scăpat din termen, după 10 ani, a venit acolo, în comuna mea, s-a adunat toți, ca la vreo 2000. Și părinții oameni pe o tribună a spus așa, tu de acolo să lași tabacul și curvia, tu de acolo să lași păcatele care le ai. Suferința mi-a dat de a vedea transparent în fiecare, ca la televizor. Dar o femeie care era acolo, ăsta nu-i om, ăsta-i înger, în gândul ei. Și părintele Ioan îi spune așa, băi femeie, nu sunt înger, sunt om, vino și pune mâna. Și această femeie, care încă mai trăiește, a întors capul, despre cine e vorba? Și ea, părintele Ioan, despre mata? Nu e lepsit aproape duminică din comuna Corote cu și duc la părintele Prumbuita că a pus mâna pe coasta lui părintele Ioan. Cine a fost la Prumbuita, pe la Recea, a fost un om care a ridicat steagul sus, el primul, în 1949, când era comunist în floare. Datorită lor, eu sunt călugăr. I-a spus mamei mele, mamă, eu mă fac călugăr. Ce-ai spus tu, mă? Și m-am dus la mănăstirea Tudor Vladimirescu, pe jos, 40 de kilometri. Nu erau mașini, nu erau biciclete. Și acolo era chiar la preoteanul părintele Ioan. Cine era acolo? Era preasfântul Nicolae Popovici, părintele Seriboca, părintele Nedu Robanțu, părintele Fora Mureșaru, care s-a sacrificat în Aiut, poate este o bucățică de-a lui și aici. Și mulțimea aceea, cum s-a ajuns, că era la 20.000, 25.000 de suflete, și-a strigat în gură mare, părinților! Vreau să vă spun ceva, dar părintele Ioan, că îl preuțiseră, că știu ce, vrei să te duci la mănăstire, te duci la mănăstirea de Hastă unde m-am călugărit eu, atât mi-a trebuit. Că de ce? Zic că asta,
pentru că acolo la Vadmerești, unde erau 300 de fecioare, nu avea preoți. Și stareța s-a dus la părintea să ne bocă. Și a spus, părinte, dați-ne un preot. Vine lumea, cum vine lumea, așa pleacă. Îți dau un munte, dar n-a crescut încă. După un timp, a fost coleg cu maica Teodosia, care a citit poemele ei, Lascu. Vine un tânăr la mănăstire, ăsta-i, 3 ani fără 3 luni, a propovăduit zi și noapte. Doar după apusul soarelui mânca un cartof fert. Ăsta-i părintele Ioan. Am venit și am fugit la mănăstire. Fugit sunt. Mama mea m-a blăstămat. Dar ca să întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu este cel care face minuni. El a luat pe tatăl meu. Tatăl omorât. Eu închisoare pentru că n-am ascultat. Am fost obraznic. Fratele meu arestat pentru că nu a vrut să treacă în colectiv. Ia închipuiți-vă ce fel de mama a fost mama mea. Nici i-a spus părintele Ioan să-i fac mâncare de pește, care o trecere, a știut să ierte. Poate sunteți între dumneavoastră care aveți ceva, lăsați toate astea. Știți ce mulțumiri ai când ești cineva? Am găsit o carte profană, mă întorc aici și am citit acolo așa. Dacă nu ierți pe fratele tău, apesi cu ceva asupra lui, nu poți să te rogi. Nu merge. Și ca să te poți ruga, trebuie să fie al tuturora și al niciunuia total. Că eu mă gândeam, a trecut la mănăstirea noastră părintele Daniel Tudor, în 1953, care îl cunoașteți din părinți, preoți, a citit cărți și a vrut să-ți salveze mănăstirea și nu mai mergem în pușcării. Și părintele s-a dus la părintele Ioan și știți ce a spus părintele Ioan? Vei face o catredală din oasele Sfinției tale. N-a înțeles sărăcuțul părinte Daniel Tudor, marele cărturar. Îl am ca icoană în chilioara mea. Ne-a comentat și în 55 a fost prins cu rugul, a prins și m-am întâlnit cu ei în Aiud. Am căzut cu ei chiar acolo, într-o cameră unde erau părintele Iustin Pârvu, părintele Ila Cătuș, părintele Calciu, nu-mi număr câți erau acolo. Și i-am spus așa, care-i problema, părinte Daniel? Faci catredală? A lacrimat. Ce fac? Fac catredală. Că mi-a spus părintele Ioan, din trupul meu. Este catredala neamului nostru, sărișoara noastră, mi-a spus un preot, n-l dau pe nume. Că părinții sunt într-o parohie, unde am săpat ca să fac biserică, am găsit sași de oasă de acum 300 de ani. Unde călcăm, unde ne ducem, unde băpăm, găsim sfinte moaște a sărișoarei noastre românești. Poate vă plictisesc. Să-mi spuneți. Și acolo, iată-ne
Și atunci zic și eu, Doamne, ai mulțește-mi suferințele, dar să-mi prisoțești harul ca să pot răbda. Era mai mărăstire. Nu era focul ăla, a venit că m-am dus, am găsit părinții Nidorobanțu acolo. Și doi călugări tăia cu bestia un lemn. Și spune, băi, ce spune bestia asta? Iisuse, voi spuneți, Iisuse, Fiule și Cuvântule al lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A stat starețul meu, nu a avut prescură. Nu mai face leturghii, cum s-a întâmplat. Părintele Nedorobanț, când au auzit mănăstirea Sihastrului în Franța la Ajut, Pistidian este o mănăstire care o știți, Adam, a Buciumeni. Purul să fie dus din munte, pur, vine cu prescură, ar să merg în noapte, trage cropul, sculați strânturilor, sculați strânturilor. Ne-am sculat cu toții, a făcut liturghia. Ne-am bucurat. A stat și a plecat. Când o arestat pe părintele Ioan, pe noi, pe toți, seiul că a scos maisele afară de mănăstire și a mers din sat în sat și a spus așa, el, trăziți-vă, desmiciciți-vă, fratele vostru Iovan, Ioan, este condamnat. Deara și Caiafa zilor noastre, precum și de Pilatul Roș comunist al anilor lui Anticrist. Trăziți-vă! Nu vă mai zădiți case pe pământ, că aveți în mănăstire. Că zădeau sărăcuțele câte un cuib. A fost oameni care au prevăzut timpurile, ca după 40 de ani să revină mănăstirea înapoi. Le-a adunat sareța, cum adună Cosca pui în sub taripi. Iată ce poate face Dumnezeu. Dragii mei, vă spun câteva versuri din închisoare. Acolo, închisoare, s-a scris poeme, versuri. Acolo s-a liturghisit. Cine-l cunoaște pe părinte Mina Dovzei, mare cărturar, condamnat la 25 de ani închisoare, a făcut 10 ani și a trecut și pe la mine. Mi-a prins focul și când s-a ridicat seara, din nou, pentru a dărma bisericile, domnul Ceaușescu a scris o scrisoare către dânsii. A fost condamnat din nou iar 25 de ani. Acest om nu era zis să nu facă Sfânta Liturghie. Eram la o colonie unde ducea butoiul cu apă în mijlocul bucății. Prășa porumbul, porumbul de șteapă și stuful de 2 metri, sărăcuțul. I-a rămas și stucă în urmă. L-a legat, l-a bătut și pe burtă l-a pus să-ți vulcă stucul cu dinții. Când ajungeam la apă să ne potolim gura de apă, măcar o leacă, îl muteam capătul ăla la antre. Și trăgeam ca să ajungem acolo. Când să ajungem acolo, îl muteam capătul de unde am plecat. În pielea goală, numai în chilot. Nu mai găseam haidele în capăt, îl lua vântul. Și-l vărsa. Iar părintele ce-a făcut? Când ajungeam în capăt cu sapa, că era lângă dig, săpam doar o rândie hârletă și țâșnea apa și cu pomnul beiam apa. Și mă sună anul trecut, nu vrei să mă vezi?
Părinte, ca să vin, ocupându-mă cu unii cu alții, n-am ajuns să mă mai duc. Să vină bine la mine un părinte. Ce faci, părinte? Ce să fac? O te-am primit. O veste că părintele Mina Dovzei a plecat la cele veșnice. Nu vrei să mă duci acolo? Nu pot. Că mă duc să împărtășesc o pusnică în munți. Părinte, pusnică o găsați și mânci și poimeni. Pe părintele Mina nu-l mai putem găsi. Și mă duc. A cedat. Când m-am dus, era pe la Cerovic. M-am închinat. L-am văzut moaște zi. Om neînfricat. Om cu suflet mare și sfânt. Basarabian, de origine. A fost mitropolitul Teofan. Episcopul locului din Basarabia, care ați văzut la televizor, pe internet, a propovăduit, a spus și pe catafară afară, parcă văd. M-am gândit că mai este detrunut să-i vorbească eu, un alfet, un prost ce sunt. Eu, fără teologie, fără școală, să mă duc să-i vorbesc eu. Dar un curent puternic m-am împins pe tribună. Și acolo imediat un diacon mi-a pus în față, fără binecuvântarea acestor arșerei mari. Și am început așa. Cine a trecut prin Gherla, prin Zlava, prin Aiut, prin Pitești, a trecut din iad în iad. A venit la poarta albă cu unghiile scoase, preoți, cu urechile tăiete, cu degetele picioarelor tăiete. Mi-aduc aminte de un preot, părinte, dacă scăpi, că mă văd că aici mă jertfesc. Era din Sibiu. Să spui la familia mea că a murit un bun creștin. Și a murit. Și m-a insuflat Dumnezeu și am vorbit. Dacă am vorbit, mitropolitul Teofan, părinte, nu pleca. Hai, m-am închinat cu dinții jos, nu pleca, mergi la restaurant să-l petreci până la urmă. A mers, mi-a luat o interviu și o doamnă care l-a îngrijit pe părintele Mina Dovzei i-a spus așa: părinte, dacă treci la cele veșnice, cine va vorbi? Că nu mai sunt din deținuți. A trecut la cele veșnice, dacă mai este câte unul, este sclerozit la pat, pe unde este. Va veni cineva să va vorbi. Și îmi spune la masă în restaurant: dumneavoastră sunteți. Și mi-a dat o fotografie cu dânsul. Am pus-o la răsărit ca icoană, să ne-l uiți. Și să mă închid și lui, care mare trecere, sfinții martiri, nu vor trece prin vame, vor fi direct preoții noștri, arșerei noștri, întâi pomenește pe ei, ucenicii, după aceea cu vioșul și așa mai departe. Eu regret că n-am rămas eu acolo cu dinții. Nu mă tem de moarte, dar mă cutremur unde merg. În 30 de ani cât migrez pe colo, pe colo, s-a mai pus praf pe haina mea albă. Și vreau să-mi o scutur prin lacrimile dumneavoastră, prin dragostea dumneavoastră, când vă văd cu câtă dragoste ascultați. De aceea vă mai spun încă o minune. În 1963,
A fost o iarnă grea. Nu le mai scot la dig. Și într-un dormitor, toate religiile, ca să nu mai facem misticism în altă parte, ne-a băgat pe toți într-o cameră mare, adică într-o baracă mare, că ploua. Și ne-a pus șef de cameră un locotenent colonel, mare comunist, care a căzut, s-a trădat comunismul, l-a băgat acolo pe 25 de ani de închisoare. Și ne-a pus șef de cameră. Și acolo ne rugam, nu ne mai scos la muncă. Și într-un colț de cameră ne-am rugat. Cine era? Un coleg de meu care am plecat odată cu dânsul la închisoare, odată la călugărie, și unul care tare îl mai iubeam eu, Mihai Rădulescu, profesor de calitate de barcă, care l-a pregătit pe preasfântul Casian el. Atâta dragoste când venea, când se făcea Sfânta Liturghie închisoare, nu-i lipsa Sfânta Liturghie. Și ne-a scos afară, ne-a zbrăcat cu pielea goală și ne-a ordonat să ne lungim prin zăpadă. Așa am făcut. Am stat 3 ore, s-a dopit zăpada, ieșea aburi din pământ. Mars la dormitor, n-am răsit, n-am tușit. Oare a fost o întâmplare? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Temeți-vă de cei care ucid și trupul și sufletul. Astăzi avem toate la îndemână, dar ne ucide cei mai scumpi sufletele noastre, bolesc, tribunalele pline de divorțuri, pușcăriile geme de tineret, pentru că nu mai este regim care era la noi. Acolo să mănânci, acolo să faci nevoia și muncă, să nu știi familia de tine. O luni de zile, dacă treci pe acolo, nu le mai trebuie închisoare, dar să fie închisoarele goale. Deci, dragii mei, să ne trezim la realitate. Am pierdut busola. Trebuie să fim, nu vă temiți că suntem puțini. Părintele meu spunea așa, puțin a luat dospește toată frământătura. Dumneavoastră ca femei, când faceți cozonacul, câtă țaică puneți, un bob. Așa și noi creștinii, Dumnezeu va face, așa a spus Părintele Arsenie Boca, țărișoara noastră românească, când a trecut pe la noi, așa a spus, au, poporul meu ales, nu știți ce vă așteaptă focul și nenorocirea. Dumnezeu cu puțin, dar cu elan, și ne-a spus așa, Dumnezeu va salva omenirea, țara românească, prin eroismul câtorva să prin ei jertfele. Ce-a făcut Sfânta Ecaterina când a dus-o să o ucidă? I-a dat atâta înțelept, 40 nu știu cât, ca să o lămurească. I-a lămurit ea, i-a făcut mucenici. Așa se va întâmpla. Prigoana, suferința, în anchete, dânsul mi-a pus o cruce de lemn în gât azi, da? Este așa? În anchetele care le-am avut, mi-a luat crucea de la gât cu măicuța Domnului, că eu așa zic, măicuța Domnului, ei măicuța, de n-ar fi fost Maica Domnului, plângând, legământ, curent, la genunchi, noi nu mai existam. Iartă-i, fiule, studenta aceasta, nu mai pot, Maica mea, nu mai pot. A făcut păcate grele, dar pentru lacrimile tale, ai mei las. Mi-a luat crucea de la gât, mi-a fermat o sub cizmă și mi-a spus, da, Hristoase, faci minuni
și mi-a dat un pumn aici, mi-a cărut două măsele, două urechi, nu prea aud. Zic, va face minuni. În 1963, în anchetele care l-am avut aici în București, 8 luni de zile m-a ținut la interne, ca să tradea, să-ți dau. Am ținut cu dinții, am curaj în fața lui Dumnezeu, sunt mândru în Hristos și smerit în Hristos că nu mi-a trădat credința și fratei mei ca să-i bag după mine. În celulă m-a zântit ca cea mai scumpă chilie, cea mai scumpă peșteră. Acolo am învățat psalmi, acolo am învățat cum să-mi trăiesc călugăria. Că așa spunea părintea, să ne-a vrut un călugăr pe la noi, cu părul lung, cu părul împletit. Și îi spune așa, du-te mă! Hai să fim călugări, nu călugărăși! Deci, dragii mei, poate vă gândele pe la ureți. Și atunci, zic eu, am scăpat și am auzit că părinte Mihai Rădulescu este bolnav, cu aparatul în față. L-am cercetat. Este fratele meu de suferință. Este un martir care cu atâta dragoste și avea uitat de masă. Băi, o venit mâncare. Părinte, mâncare o mai găsesc. Eu vreau să mă împărtășesc a părintele aici. Deci, dragii mei, avem și niște faruri care luminează și cine are urechi de auzit să vadă cu ele. Cine are ochi de văzut să audă cu ei. Așa ne spunea Părintele Ioan. Și nu prea înțelegeau. Și îmi spune mie, tu înțelegi, mă? Părinte, nu prea înțeleg. Hai să înțelegi. Și când am fost arestat a doua oară la Galați, am stat cu el în cameră, până lumea l-a scos de acolo, că prin el se făcea sfinț. L-a băgat nu știu unde. Și pe 3 săptămâni am avut pachete. Și îmi spune, ieșiți afară că aveți pachete. Când acolo Părintele Ioan, asta când? În 70, când a fost apele mari, la Sibiu. Știți ce ne-a spus? Domn comandant, îți băieții mei, iau pachetul la urmă. Bine! Ne-a făcut o distegare și ne-a spus așa, să luați aminte care aveți neplăceri în familie, aveți vrăjmași, nu-i socotiți vrăjmași, îi socotiți că lucrătorii care vă leagă rănele sufletului ca niște plastore. Asta este prigoara, asta era asta bătaia, plastori. Eu așa ne-a socotit, nu bătăi, plastori care îmi leagă rănele sufletului meu. Lasă sfârșii acest trup care lăsăm. Mâini, păi mi-a dat semn. Și le spune părinții ăla așa, pentru că nu ați căpătat un dar de la Dumnezeu, înseamnă că n-ați suferit pentru el. Nu veți rămâne aici. Veți duși. Așa a fost. Ne-a făcut este gara, ne-a împărtășit și am fost duși. Tocmai la Sibiu, la Dumbrăveni și am întâmpinat acolo, mi-am adus aminte Părintele Ioan. Ca să căpiți un dar, Sfântul Apostol Pavel, voi încă nu ați suferit până la sânge ca să puteți căpăta cele ce doriți. Dacă El, Sfânt, ales și a spus Dumnezeu, ia-i ghimpele ăsta, Doamne! Și a spus, ajunge darul meu, că neputință se desfăstește Dumnezeu. Și când i s-o arătat și-o văzit,
Ascultă asta! Nu sunt vrednice pătemire de acum față de slava care nouă se va arăta. Dragii mei, nu sunt pe laudă. De ziua crucii sunt călugărit. În 1953. Și de ziua crucii, fiind într-o temniță grea, de ziua crucii, am căzut jos. Și spune un alt ofițer la altul: ia să duc în Siberia pe ăsta. Și am zis: Doamne, noaptea nu m-am rugat, că să știi că Dumnezeu nu-i la cer la noi bolborăsări. Un gând curat întrece mii de acatisi. Și am zis: Doamne, dacă eu sufer pentru tine, dă-mi putere și arată-mi și mie ceva. Chiar am terminat. Dragii mei, ce am putut să văd, nu este îngăduit să vă spun. Am văzut monahismul unde este. Am văzut fecioarele mai ce cântare cântau. Ce dorești de la noi? Arăsăriți să făcea o parete de veșminte mari, frumoasă. Și am zis: îl iau pe ăla, în gândul meu. O zic că nu știu să aleg, m-am îmbrăcat ei. Nu mai spun mai departe. M-am trezit repetat de 3 ori. N-am mai avut nimic, n-am putut mânca. Câtă tărie mi-a dat Dumnezeu. Așa că nu vă temiți de suferință, nu vă temiți de lume. Diavolul acum lucrează în haine, în alte haine, lucrează în chipul luminii. Nu vă temiți, iertați cei care sunt de lângă dumneavoastră, v-am dat niște exemple, nu ca eu. Am vrut să-mi spun viața mea. Nu, că n-am nimic bun. Și dacă vezi, e ceva de la Dumnezeu, un har. Rugați-vă neîncetat, unii sunteți, unii sunteți la birou. Mătură soapul, Doamne, mătură-mi păcatele. Șterge soapul, șterge, Doamne, și mie fără de legea. Nu ceri în genunchiri văzute. Îngenunchiați inima. Dați o lacrimă. Până am fost acum odată, am fost în București, un preot drăguț m-a pus să vorbesc. Așa le curge lacrimele și am spus: Doamne, dă-mi potop de lacrimi ca să-mi spăl păcatele mele și a neamului meu scump, care îl iubesc ca pe inima mea. Nu mă leagă nimic. Dacă mâine dimineață mă duci acolo, atunci sunt eu liber. Tare mai era bine. Și frățătate era între noi. Bucurii care nu le mai pot simți acum. E o răseală, ar fi bun să fie răseală, e o credințeală, e așa o amestecătură. Am nepoți, vin acasă, hai mea la biserică, lasă-mă cu popia mă tare să cu tare, mă doare inima. Nu judecați. M-a dus la nepotul meu. Mai nepoate, tu nu ești împărtășit, nu ești mărturisit. Biserica nu ai. A venit de botezul Domnului, de botezul de Sfântul Ioan. Și fericit că-l chema Ioan. Nici azi n-ai fost la biserică? Dacă ai venit cu asta, ieși afară. Nu l-am blăsămat, nu l-am certat. M-a dus în contușorul meu și a zis așa: Doamne, dă-i chef de pocăință. Rugați-vă pentru cei căzuți. A ridicat mâinile și a zis: Doamne, fă Tu minuni dacă există. Și a făcut minuni.
Femeia lucrând în Italia s-a dus după un italiar cu două fete, au nepoți fetele, 20 de ani, a vrut să spânzure. L-am îmbărbătat. Astăzi este fată mare. A lăsat fumatul, băutura, s-a mărturisit, s-a împărtășit, s-a întors. Astea sunt minuni. De a întoarce, de a ierta, de a îmbrățișa pe cel căzut. Acolo, în chisoare, ne uneam cu toții, ne bucuram cu toții. Mi-aduc aminte, am fost un mare ziarist, și cu părinții eu nu mai mănânc pâinea aia cât era, că eram 20 la pâine. Și a strâns-o acolo mai multe, am mâncat numai zama goală, ca de Paște satului, știe el sărăcuțul. Și mă sunt satul măcar în ziua de Paște. I-a furat-o cineva. Atât urla de foame. Voi nu știți ce e foamea. Era în închisoare, prin celuri. Eram la o colonie, foame te mureau. Mulți grele. A venit o comis la București, faceți normele, că aici va fi mormântul preoților, a chepurilor, a dușmanii poporului. Și a spus așa, domnilor, facem normele, voință este, putere nu este, băgați-ne măcar o dată pe lună carne, mâncați de cai, dar mâncați și de câine. Mă aflam într-o colonie cu coposul. Erau câini pe acolo, i-a prins, i-a mâncat coposul, i-a mâncat. A intrat de 135 de kilograme, spunea el în chisoare, și acum avea în loc de burtă, avea șorți. Dacă a scăpat, că măcar terț, măsaturi de terț. Și a zis așa, dacă scăp de aici, sunt măsaturi de grăuțe coapte. Și când am scăpat, mama mea, tu ești măi, eu ești mamă. Mi-a pregătit mâncare să mănânc. Mamă, adă doi pumni de grăunță și-i pun în găleata asta cu apă. A adus, am vorbit, a mai venit și altcineva. După aceea le-am pus pe priță afară și m-am satuat întâi de grăunță. Astăzi este o foame grozavă de cuvântul lui Dumnezeu. Ne împânzește sectele, ne rupe biserica, ne sfărâmă biserica. Stați alături de biserică pe care nu o poate dărâma, nici porțele iadului. Stați alături de ea, nu plecați de sub obăzuirea ei, nu plecați. După, avem preoți. Spovediți-vă, împărtășiți-vă cât mai este ziua. Va veni noaptea, că nu mai poate lucra nimeni. Vine noaptea. Că vedem, vedem să petrecem pe acest grup. Câte frământare, câte neînțelegere, juri. Pe Sfânta Scriptură în Parlament, ca să duci lumea în eroare că ești creștin și în spate ești altcineva. Noi, ca preoți, ca episcopi, ce ar trebui să fie? Să mergem prin școli, prin tribunale, prin spitale, că părinții ar să ne bucă, părinții, dacă scăpăm de închisoare, trei locuri să vizităm. Care? Biserica, spitalul și cimiterul, să-l vedem cine suntem. Eu văd pe urmea, gonește lumea asta, gonește, ca să prindă ce? Un mormânt și o cruce la cap. La mulți spun, la privatizat din ăsta, ce domnule, ai dreptate. Vedeți și iureși acest veac desfrânat, preacurvar,
Godeaște să prindă. Ce să prindă? Prindem ce a spus. Treziți-vă, desfințiți-vă, rugați-vă și pentru mine, ca să pot vâsli, să-mi dea Dumnezeu viață lungă. Îmi place frumusețea, îmi place dragostea, îmi place să privesc bisericile, îmi place pe dumneavoastră. Îi trec pe una de 70 de ani, chiar la mănăstiri, am fost la cernică, că am un coleg acolo. Părinte, e greu, și câți greli, câți ani aveți? 68, sunt greli bătrâneți, sunt greli. Așa, a fost cu cineva. Și am un coleg acolo care este secretarul mănăstirii, Cernica. Părintele Ignatie Grecu, din comuna Corod, e poet, scrie cărți. Și îmi spune și el durerea de acolo. Eu nu mă văd bătrân. Mă văd tânăr. Îmi spune cineva, părinte, tu că ai să mergem în pensie, în curos țara. Părinte, nu poți, că ai 90 de ani. Cum se duci? Am fost în Cipru, am fost în Ucraina, cineva mergem în Grecia. Vreau să-mi cunosc lumea, vreau să-mi cunosc, vreau să fiu cu o albină care adună-se din scai. Merea, nectarea. Nu vă plictisiți, nu vă îndoiți, că o floare se dezvoltă mai bine pe gunoi decât în grădină. Unde se dezvoltă floare mai bine? Nu în gunoi, mai este floare. Fiți flori, fiți vază, ca să dați miros la cei din jur. Că Dumnezeu se preamărește prin oameni. Ce spune acolo? A rugăciune de la Parastasă. Pe Dumnezeu al vedeanului este cu putință oamenilor, iar prin tine preacurată s-a arătat cuvântul Dumnezeu întrupat. Se arată prin oameni. Întreb eu un preot. Părinte, ai văzut prin Dumnezeu? Că nu. Nici îngeri? Că nu. Dar mă, l-ai văzut că ai fost în suferință? Da, l-am văzut. Păi să l-ai văzut că ai fost în suferință. Părinte, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Pe Dumnezeu îl vezi în om. Eu acolo unde am fost acum, în creierii de munțul pe părintele Valerian, numele meu, să te botez de călugării, nu s-o cotez decât o minune. L-am văzut pe Dumnezeu în el. Am fost la Mucioara, în părintele Valeriu, l-am văzut pe Dumnezeu. Aici văd pe Dumnezeu, prin preot văd pe Dumnezeu, chipul lui. Pe unde mă duc, văd. Și de la ei zic, mă văd mic, când ajung eu ca acel preot? Când ajung ca acela care îl văd cu atâta credință? Când ajung eu ca această ființă care nu-i s-a uscat lacrimile? Că la mie nu curg, când pun capul pe pernă, am văd haina zdrămtuită după cer, focul stâns. Și zic, Doamne, dă-mi pe-o top de lacrimi să-mi spăl păcatele mele și a neamului meu. Dar poate plâng și eu cu inima, că sunt două feluri de plâns. Plâns cu lacrimi și plâns cu inima. Puțin sunteți. Acești puțini care aveți urechi de auzit să vedeți. Și mă întorc la acest cuvânt ca să vi-l explic. Mă aflam îngălat într-o temniță. Pe părinții Ioana Luasă nu-l mai văzut. Și când am colonat, eram crismei, stăteam două ori încolonați până scotea la diferite munci. Și am auzit că părinții Ioana este la infermerie. Am băgat o petrecică în gură și am început să mă vait. Și un ofițer a spus, ce ai mă? Mă doare o măsa, du-te la infermerie. Și părintele Ioan zice, dă piatra jos, mă, de acolo.
Ai mâncat ceva? Nu, părinte. Și m-am împărtășit. Și altă dată era urma mea, încolonat și înainte. Cum să vorbești? Păi ce faci? Să vorbeam spate în spate. Și am adus aminte că cu urechile se vede și cu ochii se aude. Cât înțelepciune îți dă suferința. Nu vă temeți că vine, bate la ușă suferința. Să faci o alegere. Atât în biserică cât în mănăstiri. Și peste tot. Aici, dacă ar veni cineva acum, care crede că nu îi execut? Eu cred că pe fereastră ieșiți. Nu e așa. Nu vă temeți de ea. Eu odată într-o colonie, într-o închisoare, a găsit la cineva niște poeme și am zis așa, vreau să le învăț și eu. Și le-am copiat pe sași de hârtie. Și am vrut o inspecție în dormitor. Parcă zice, mă ascultați și căutat peste tot, în gură. Și le-am băgat sub toftatea. Ce-ai băgat acolo? Nimic. N-am mai făcut percheziția, m-a luat și m-a băgat la neagră. Dumneavoastră știți ce înseamnă neagră? Mi-a ridicat patul sus, numai grătar l-a încuiat și m-a aruncat 3 găneți de apă în celulă. Și a zis, Doamne, nici versul nu l-a învățat și stau în apa asta. Și am stat vreo 2-3 zile pe vine, ca om, vine oboseală. A scăzut apa într-un colț și am scris toate versurile astea pe ciment. Eram fericit că am învățat aceste versuri. Mâncarea era o cară de apă sărată ca să fie mai multă sete și o încerpit de mămăligă stricată. Am stat 25 de zile acolo. Mi-a luat mânele, mi-a băgat răbdeni, mi-a îmbolnăvit-o în rinichi. M-am bolnăvit, ciroză. După 25 de zile, mă scoate că era bătaia, nu era în cinta închisorii, unde avea cadrele, blocurile. M-a bătut. Mi-a dat una la fund, 25. Numai ora atâta am simțit, mi-a crăpat fundul. Am stat cu cineva acolo, în cameră, masa dormitor. Și acolo stătea cu cineva, cu un călugăr și cu un băiat, îl chema Gavrilă. Băi, ce vrei să faci tu? Părinte, vreau să mă fac preot celibat. Dar de acum ești? Îți sugerim de-al cor, părinte, Forea Mureșanu. Părinte, Forea Mureșanu, când a scăpat de la canal, a trecut pe la noi. Cu preoteasa. Ne-am bărbătat că nu este greu închisoare. O, voinic, dragul, preot de marcă, profesorul lui părintele Ioan. Și când am scăpat, acest băiat, cum să-l găsesc? M-am dus și eu la mănăstirea Nicula. Acolo m-am întâlnit cu preasfințitul Bartolomeu Anania. Ce moment a fost acolo, la Nicula, împrățișându-l cu preasfințitul mitropolit, mare cărturar. Am învățat niște versuri de la el. Băi, Valeriene, știi tu să le înveți? Că preasfințite, ce nu poate face Dumnezeu, face, ce nu poate face omul, face Dumnezeu. Și în ziua de Paști, a spus niște versuri, dacă îngăduiți, preacucernici, să vi le spun, că cel ce are să mă aibă și cel ce se pare că are ceva să ia și să dă la cel care mă are. E nevoie să ascultați, să spuneți, să copiii, la nepoții dumneavoastră, a fost un nebun pe aici, ce ne-a spus. Fiți nebuni pentru Hristos. Și am învățat-o.
pe talpa bocancului, cu paie de bătură. Și spune așa, undeva într-o grădină, un murmur singuratic, în jurul liniște, înveșurată ură biruistă iubirea, cel ce scula moții de mormânt era închis sub piatra rece și crea unui mormânt. Farisei și cărturarii mai mari preoților al prinsesă pe Iisus cădeau că zdrobiseră. Ucenicii și prietenii lui Iisus stăteau scunși și stăteau lacrimi ce curgea din ochii lor, brăzându-le chipurile durerate. Așteptau și aduceau aminte de cuvintele spuse de Iisus, se agățau cu el toată puterea cum este rămas în valuri de barca și pe viitoare. Mulți se cătrează în credința lor, dar dragostea pentru Hristos, Domnul, le rămăsese încă neîntâlcinată. Erau însă câteva suflete înfăcărate de o credință mareață celor două Marii, să fie Marie. Maica Domnului trăia mai departe patimile Fiului ei. Fiecare strigăt, fiecare suspin al lui Iisus răsuna în sufletul său îndurerat. Toată ființa Sfintei Fecioarei nu mai rămăsese decât ecoul prelungit al patrilor Mântuitorului. Fiecare strigăt, fiecare suspin al lui Iisus răsuna în sufletul său îndurerat. În sufletul celor apropiați de Domnul, rezvuce-mă, furtuni de îndoieli, de îndurerare, dar să rădești. În grădină Gheții Mari s-a făcut tăcere și în lumea întreagă ura ustrănitorilor. Nu s-a liniștit. Multe am învățat de-a timpul scurt. Toate au un sfârșit, numai cuvântul Dumnezeu nu are sfârșit. Ce spune în capul Sfintei Scripturi? Cât de dulci sunt cuvintele tale, Doamne, pentru că tezul meu sunt mai dulci ca merea și fagurul. În ce și-a dreptat tânărul lucrarea ta? Nu mai povățuindu-te de cuvintele tale. Acolo s-a învățat Scriptura. Eu am mănăstrit să fac abucătar 5 ani, am mănăstrit să învăț. Dormeam după sobă în timpul Sfintei Liturghiei. Hai, mă, scoarcă, s-a terminat Sfânta Liturghiei. Dumnezeu a pus biciul pe noi și ne-a trezit, ne-a scos la vânt, strivânturile. Cum să condamn eu să mânt dacă vine ceva? Ce-a făcut 5-7 Macabei când i-a pus în căzare și omulei? Și au murit tu ca mamă să vezi 7 copii ai tăi până și de-n brațe să-l arunci omulei. Fert crocotit. Și că încă te mai ții tare, și-a aruncat-o și pe ea. Și știți ce spune Dumnezeu? Prin acest împărat mi-am încercat poporul dacă mai crede în Dumnezeu. Fiți eroi, fiți români, fiți creștini. Țara noastră este zidită de voivozi, de domnitori. Ce face astăzi domnitorii noștri? Mă uitam la această mănăstire, chiar și la Meteoro, acest pușnic, niște drumuri întortocheate, nu te poți ridica. Ce-ar trebui dacă avem, să avem niște conducători ca Ștefan cel Mare, ca Constantin Procofiaru, ca să copiii? Nu este buget? Fă aceste drumuri prin păduri să ajungă poporul la acești sfinți pușnici. Și se duc până la urmă așa, îmi spunea părintele Valeria Sară, părinte, ai Dumnezeu din toate colțurile țării, vin aici. De ce? Pentru că omul aleargă unde sunt apri limpezi. Dragii mei, eu nu obosesc în cuvântul Dumnezeu, dar vreau să închei. Și nu vreau să închei. Vreau să pun paranteză, vă bag pe toți în sufletul meu, să-mi sunteți dragi, îmi dau sufletul pentru dumneavoastră,
Dați dumneavoastră să-L dați pentru Hristos mâine. Ce a spus părinte, părinte preasfântitul Nicolae Popovici la preoția Pantelea, că veniți gloate, veniți mici, până este ușa deschisă. Nu ne vom închina Dumnezeului din Moscova. Ne vom închina Dumnezeului cel care a făcut cerul și pământul. Are predice care a sprins din predicile lui. Unde mai avem astăzi? Unul măcar. Ca un Popovici. Ca un Ioan Gur de Aur. Ca un Sfânt Vasile. Ca un Sfânt Grigorie. Sfântul Grigorie, când a avut încurcături mari, ce a făcut? S-a rugat lui Dumnezeu și nu putea să iasă. Și atunci Maica Domnului spune lui Ioan, evanghelistul, iubitul Mântuitorului, Ioane, iubitul meu, du-te la robul meu, Grigorie, să-l înțeleptești cuvântarea Dumnezeu cu ajutor încurcături. Și l-a trimis pe Ioan evanghelistul, el n-a vedea. Și ucenicul lui care ducea mâncare, nu s-a mai dus că a văzut containerii soptește la urechile părintelui său Grigorie. Și spune Grigorie, ori, de ce n-ai venit aseară să-mi dai mâncare? Preasfințite, erai cu un tânăr. Care tânăr? Credeți dumneavoastră că prin Sfinții Lui, prin oamenii Lui, se coboară Harul Duhului Sfânt și Harul Dumnezeu vorbește prin tine. Prima rugăciune care s-a început aici, Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhule Adevărului, fii doar la noi și te sălășuiește noi și ne curăsește pe noi de toată rugăciunea și mântuiește bunurile, sufletele noastre. Fără această rugăciune nu se începe nici o rugăciune. Eu mă retrag, vă bag în colțul inimii mele și vă închid în sufletul meu și vă rugați și pentru mine ca să-mi dea Dumnezeu putere. Eu aș pleca și mâine, dar Dumnezeu mă va ține să mai seamăn încă cuvântul lui Dumnezeu de peste acest pământ săsetos, uscat, bătut de vânturi, străine. Sărișoara noastră vrea în Balta Mare, unde a făcut, a vrut străinii, s-a cumpărat 4.000 de hectare străini și ne pune robi pe noi să muncim pământurile noastre străbunii. Am prins de inima. Dumnezeu și Maicuța Domnului și toți martirii, neamul nostru românesc, să vă întărească, să vă lumineze, să vă dea putere, ca să-L puteți mărturisi pe Hristos și să vă rugați pentru mine, ca să-mi dea putere, să-mi dea un sfârșit bun, ca să zic și eu așa. Bine, stugă bună scădincioasă, peste puțin ai fost pus, peste multe te voi pune, totdeauna în vecii vecilor. Amin. Mai aveți puțin să ne răspundeți la câteva întrebări? Da. Mai timp puțin? Da. Beți puțin apă, părinte? Nu beau apă, da, eu beau altă apă. Deci cei care aveți să puneți câteva întrebări părintelui, puteți să le trimiteți în față. Până atunci l-aș ruga pe părinte să vă povestească cum a ajutat Sfânta Paraschiva, că aici da, că am scăpat Paraschiva. Ceva important ca să dea și reprezintă Sfintele Moaște la noi. Numai două minute, atât. În închisoare am lucrat de sărbători, de Paști și de Cuvioasa Paraschiva. Am pus piciorul în prag și m-a băgat la neagră. Eram 70 într-o această calărie de țăluți. La ora 10 bate ofițerul în uși că am știut ceva, tot s-a carbonizat. Și am zis așa,
cuvioasă, dacă scap de aici, vin la tine. Așa am făcut. M-am dus la cuvioasa parastiva, i-am mulțumit, alergat la moaștele lor, că ne ajută foarte mult. M-am dus într-o biserică adventistă. M-a primit și pe mine aici, da, a vorbit, după aia m-a lăsat și pe mine să vorbesc câteva cuvinte, da, îmi place foarte bine, dar am văzut că nu aveți niciun sfânt aici. Și le-am spus această minune și mai multe aspecte, am corupt, nu eu, cuvioasa de acolo și m-a dat afară. Sunt fericit, mă chem cu mâinile amândoi, că am putut scoate cineva ca să-i băgăm în biserica noastră apostolească, bisericească, care zidită pe temelia Sfinților Apostoli prin sângele lor. Deci alergați la Sfintele Moaște, că vă ajută, vă întărește, vă luminează, dar alergați cu credință. Și care aveți necazuri, păcate, mărturisiți-vă, care aveți diferite probleme, faceți măcar 7 vineri post până la ora 3, că vine Maica Domnului și șterge sudoarea, faceți 40 de paraclise la Maica Domnului, dați câte o milostenie, dacă nu ai, dă-i un cuvânt care este o milostenie sufletească, dă-i un sfat bun. Îndreptează-l, spune-i că nu-i bine așa, poate așa-i bine, dă-i exemple, că Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, dacă tu dai din inimă și trăiești, miști, dacă dai din creier, nu miști, trăiți ce și spuneți și ajutați-vă unii pe alții ca să ne salvăm din acest întuneric, care s-au așezat pe întreaga lume, aveți televizoare, aveți internete, nu vă mișcă, nu vă cutremură ce se petrece pe pământul ăsta. Uragane, cutremure, vânturi, piatră, în partea noastră piatră, cât ouă de gâscă a farmat căs, de acolo, dincolo, de acolo, spre Bârlad, rămân oameni cu peile goale și totuși nu se întorc. Brastă-mă cu tare, e greu, ușor este numai cu Dumnezeu, cu El este, luați sarcina mea că este ușoară și nu este grea, nu luați sarcina de este a păcatelor, nu luați un păcat care e de moment și vă lasă amar în suflet și tone de regrete. Cât ai fi tu de tiran, ai făcut păcatul, te mustră. Mi-aduc aminte în închisoare, unul care eram legat în paturile, se trezea din somn. Ce ai, mai omule? Am făcut multe păcate, dar am făcut o crimă odioasă. Ce ai făcut, mai omule? Și că o femeie am prins-o, i-am tăiat limba, i-am scos dinții, i-am tăiat urechile, i-am tăiat degete sânii. Până la urmă, singur a pus capul pe o buturogă și a dat cu barda, barga și i-a sărit capul și am plecat. Și când am plecat, m-am uitat în urmă și fugea după noi. A căzut jos, m-am predat. Nu-s grele închisorile, nu-i grea închisoare că avem de viață, ci-i grea că nu-mi dă pace și-mi spune, bea, bea, sângele ăsta. Sunt preoți aici. Mărturisește-te, te împărtășești, Dumnezeu te iartă. Vedeți cât de grea este mustarea conștiinței? Mustarea conștiinței este focul cel de sânge, credeți că e iad, este focul verde? Este cuptor? Nu! Că dreptul nu poate să vadă pe păcătoși. Păcătoși se vede pe drept, deci s-a arestit. Vede, atunci vede mustarea iadului. Mustarea conștiinței, care-i vermele ce le-a dormit. Dumneavoastră care ați trăit prin diferite păcate și v-ați trezit, nu vă mustră vermele alea? Mișcă!
Dragii mei, ați auzit multe, ați văzut multe, dar am venit și eu păcătosul, lepădatul, sfurcatul, întinatul, că dacă eu nu fac tot ce am zis, măcar să vă dau prin filtrul meu să nu fac ce am făcut eu. Faceți ce v-am dat, ce m-au inspirat ei. Să încheiem cu o rugăciune. Mai puneți o întrebare. Dacă aveți întrebări sau cum se face? Aveți că aveți o întrebare? Ați rămas mulți. Întrebările este ce? Hotărârea de a nu mai face nimic. Învățați copiii dumneavoastră ce ați auzit. Dați-le cu o fărâmă totdeauna. Să facă o cântare acum. Cât mă simțesc de bine, când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Să ce jale mă pasă, când mă depărtesc de acasă, când îl părăsesc. Atunci sunt ca pământul, când îl bate mereu vântul. Ce soare mă apasă, când mă depărtesc de acasă, când îl părăsesc. Sufletul meu însătează, iar ochii lăcrămează când am pe Hristos. De aceea, frățioare, ca și cerbii la izvoare, eu alerg mereu. Și de la frupele iară, o frumoasă primăvară e sufletul meu. Însă ce jale mă pasă, când mă depărtesc de acasă, când îl părăsesc. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, prea cu cernici, părinți, binecuvântați. Mulțumesc Dumnezeu că îl suvar, ca să iubire de oameni, de una acum și pururea și veci, veci, pe amin. Mă iertați, frate, v-am obosit, dar eu m-am încărcat, că mă duc în valuri, dumneavoastră sunteți în corabii, alergați, culegeți florile, aveți un preot ca să zică parohia cu o bunătate excepțională. Multe ar fi, dar timpul ne prestează, fiecare aveți probleme. Și nouă, eu am o problemă, atât. Să-mi iau crucea, să vorbesc despre Dumnezeu, ca așa spus de la călugăria noastră, că n-a depus rămintele. Vei răbda, vei fi scuipat, bătut, vei răbda, da, cinstite părinte, cu ajutorul Dumnezeu. Vei fi scuipat, bătut, da, cinstite părinte, eu îmi iau drumul crucii, cât are dulce. Amin. În încheiere vreau să vă spun câteva scurte cuvinte, da, vă puteți încheia la sfârșit, dacă așa. Întâlnirea mea cu părintele, așa cum ați văzut, a fost prilejuită de aceste sfinte moaște. Unii poate ați văzut pe internet. La Iași, anul acesta de 19 martie, a fost a șaptea conferință la care Sfintele Moaște au izvorât mir. În fiecare an izvora mir din această raclă, în care e o bucată de craniu de la iud, și Părintele Iustin, când mă trimitea la Iași să vorbesc, spunea: Moaștele o să vorbească mai mult decât voi. Și lucrul acesta s-a întâmplat în primii 6 ani, după care a apărut îndoiala în inima mea și m-am gândit, dacă Moaștele nu o să mai izvorească mir, poate mi-e bine să nu fac conferință. Și anul acesta, în postul Paștilor, Cedric, de care ați auzit, a ținut o conferință la Scor Alba Iulia, în care povestea cât l-a marcat să vadă cu ochii lui cum izvorăsc mir în Sfintele Moaște. Și atunci am sunat la Petru Vodă și am rugat-o pe Maica Stareță de la Paltin să se ocupe de organizarea conferinței anul acesta. Și Maica s-a ocupat, au fost mai mulți vorbitori, a venit și această raclă, Părintele Serafim, duhovnicul de la Cășiel, a adus moaște de la Sfânta Ecaterina, de la Sfinții Apostoli. Și anul acesta au zvorât moaștele mir cam o oră, izvoreau, ștergeau oamenii, iar izvoreau. Un preot la un moment dat care venise tocmai de la satul mare a avut credință că o să vadă moaștele izvorând mir. Și când s-a închinat, zice, frige,
îl întreabă cineva, ce frige, părinte? Moaștele. Această bucată de sfinte moaște, de când am pus mâna, am simțit-o caldă, nu frige. Dar părintele cu o maică am simțit că îl frige. La un moment dat, un părinte a început să citească acatistul părintelui Iustin Pârvu, imediat a început să izvorească mir dintr-o icoană mare a părintelui Iustin. Poate ați văzut filmarea pe net. A izvorât mir și din această icoană, din Valeriu Gafencu și din părintele Iustin Pârvu. Și s-a mai întâmplat o minune înainte de conferință, pentru că părintele a ținut cu drag crucea părintelui Iustin în mână. Chiar înaintea conferinței de la Iași, izvorâse mir într-o biserică din Iași, din icoana lui Valeriu Gafencu. Conferința a fost la Iași pe 19 martie, eu am ajuns sâmbătă la Petru Vodă și exact când ajung acolo, părintele respectiv ceruse maicilor racla aceasta. Trimiteți-mi și mie racla din care a izvorât mir. De unde ea știa părintele că racla tocmai ajunsese în Petru Vodă? Nu știu. Și atunci m-am mirat și am zis, ia trimiteți-i și crucea părintelui Iustin. Și într-adevăr, duminică la Sfânta Liturghie s-a întâmplat o minune, unii poate a citit în revista Atitudini, ieșim preotul cu crucea, a simțit cum crucea îi mișca mâna când binecuvânta, nu crucea mâna. Mi-a zis și la telefon, zice, nu sunt nebun, zice, sunt om în toate mințile. Când a ieșit iar să binecuvânteze, iar a simțit cum crucea îi mișca mâna, nu mâna crucea. Ori, sfinții au fost alături de noi și sunt alături de noi, chiar dacă avem momente de îndoială. Eu ajunsesem acum la Muntiorul pentru că vreau să fac un film artistic despre sfinții închisorilor și vreau să pun minunea de la stuf cu părintele Ilie, care așa cum știți le-a zis să intre în apă, din frig s-a făcut cald și mă gândeam, dar dacă părintele Iustin Pârvu, care a relatat minunea, nu și-a adus bine aminte, dacă nu era părintele Ilie cel care le-a zis să intre în apă rece? Și l-am cunoscut pe părintele Valerian, care a fost și el de față și a povestit minunea și m-am zis, uite, pentru îndoiala mea, a rânduit Dumnezeu să vină și părintele să dea această mărturie. Închinați-vă cu credință. În Basarabia, când a izvorât mir din această raclă odată, pentru că a izvorât mir de mai multe ori, nu doar la Iași, o femeie a primit racla de la duhovnic să o țină în mână, s-a atins de pântece și s-a vindecat de cancer. Am rugat-o să-mi dea o înregistrare, o mărturie, după câteva luni, poate trecut ani, dar oricum după multă vreme, nu s-a auzit nimic pe reportofon. Zici că ieri trăise femeia minunată. Știți? Aveam cancer și când au izvorât mir. Deci nu-i venea să creadă, cum să vă spun, parcă de-abia trăise minunea. Am vorbit anul trecut, am ținut o conferință în Grecia, în Atena, la biserica în fața care a fost depus Sfântul Nectarie când a murit. Nu l-au primit în biserică, poate știți. Și un părinte i-a zis, dacă minunea despre care vrei să vii să vorbești a fost de la Dumnezeu, minunea prin care Sfântul Nectarie a operat un copil în România, atunci o să vă lase să vorbiți în biserica asta, cea mai mare biserică din Pireu. Și acolo am vorbit despre Sfântul Nectarie, dar am pomenit și despre minunea în care Sfântul Nectarie din Eghina s-a arătat ținând în mâini moaștele mucenicilor de la Iud. O femeie de la Ministerul de Externe al Greciei a auzit minunii, le-a zis, vreau și eu să am racla în casa mea, că am două tumori, una la gât și una la pântece și mi-e foarte frică, tumorile tot cresc și mi-e frică să mă mai duc să-mi facă biopsie. A ajuns racla și le-a, că am lăsat-o în Grecia o vreme, și mi-a scris, minune, am fost la doctor și tumorile mi s-au micșorat atât de tare că nu mi-am mai făcut biopsie. Nu-i venea să creadă. Am și rugat-o să scrie ca să pot tipări minunea ei. Deci sfinții fac minuni, nu doar că izvorăsc mir. S-au arătat, au vindecat bolnavi, totul după credința noastră. Cred că avem datoria ca după ce l-am ascultat pe părintele Valerian să înțelegem că trebuie să ne schimbăm cu adevărat viața. Pentru mine a fost rușine. Vă mărturisesc că spunând părintele cum a trăit lângă părintele Sfântul Boca, lângă părintele Ioan și n-a știut să-i prețuiască, așa m-am dat seama că au fost atâția părinți cu viața Sfântă și eu am devenit ortodox, ducându-mă ca yoghin la părintele Ioan Iovan, cum a văzut prin poarta mănăstirii, cum a văzut, nici n-am putut intra în mănăstire, eram cu o fată cu care făceam tantra yoga, a zis, voi doi faceți yoga, sunteți cu diavolul, n-aveți ce căuta aici. Deci, cum mă văzuse? Am intrat în biserică, am zis, doar nu o să mă scoată din biserică. Și le zice oamenilor, uitați-vă la ei, credeți în reîncarnare, nu-i așa? Și am zis, da, să răsune biserica, gândindu-mă că așa-i catehizez pe creștin. Lansând o carte la mănăstiri la Recea anul trecut, vine o maică și spune, știți când v-a dat părintele în afară de mănăstire? Eram și eu de față și maica nu mai știu care și m-a bucurat că mai sunt martori. M-a adus părintele Ioan în biserică și n-am știut să-l prețuiesc. Adică avem datoria să știm să prețuim cărțile pe care le avem,
de la noi mucenici și mărturisitori. Moaștele lor se apropie praznicul părintelui Ilie Lăcătușu. Poate unii a zis mai târziu, la începutul cuvântului său, părintele a povestit cum s-a dus la moaște la părintele Ilie și a zis: părinte, hai la stuc, și părintele și-a mișcat gura. M-am cutremurat și am ieșit afară și a zis că strofeii vor motor pe aici. Așa, așa mi-au curs lacrimele. Și acolo, fiind un grup de creștini, mi-a scos momente și două creștini care a fost bolnav, părinte, dar cunoașteți-o părintele Ioan, îmi spune el: păi m-a fost duhovnicul meu și m-am vindecat că mi-am pus capul așa. Eu vă dau o mărturie. Eu avem cancer. A ficat, a stomac. Și spui lui părintele, părinte, asta s-a întâmplat la Plumbuita. Am cancer, mă doare toate celea. Dar înaintea mea era unul genunchiat de să mărturisă la părintele Ioan. Ce, părinte, eu sunt Ioan, când 1953 am fost orb și surd și acolo am văzut și auzit. Tu ești Pântioan, ce de seară facem un banchet. Eu eram deoparte în picioare, cum sunt acum. L-a îmbrățișat părintele Ioan, băi Ioane, măi. Și când trec eu, zic: părinte, am cancer. Și părintele Ioan m-a prins în brațe, erau o padă de persoane. Că în momentul când m-a prins în brațe, părintele a făcut roșu cum e aici la față așa, și un cutremur tot corpul, n-am mai să înțeleg nimic, și îmi spune așa: eu n-am înțeles. Și că ai cerul roz, măi. Ca plecând de acolo, n-am mai avut nimic. Și zic: părintele Ioan, n-am înțeles. Și că a spus că ai cerul roz. Și unul care a fost lângă mine și a auzit la părintele, și că mă fac călugăr, părinte, că și eu am boli, poate în râde, că și s-a făcut preot la mănăstirea Cucoșul. Azi este preot, face cinste mănăstirii Cucoșului, așa, și ne mai găsim. Deci sunt minuni, miracole. Eu, în care nu puteam mânca nimic, m-am dus la doctor: părinte, nu, te operăm, dar nu garantăm. M-am vindecat. O femeie nebună la Vladimirești, așa, a dus în lanțuri, o atins-o părintele prima dată cu Sfintele Taine pe cap, după aceea pe buză, fășea rău, scămătorii, așa, când o atins-o, gata, s-a revenit, a devenit femeie cea mai strălucită. Deci sunt minuni dumnezeiești, așa, așa că noi suntem orbi, nu-l vedem, înțelegi? Așa că, dragii mei, simt că s-a rugat din sufletul meu și în inima dumneavoastră, că nu v-am vorbit din creieri, cu cuvinte meșteșugite, cu un analfabet, cu patru clase, că n-am nici facultate, nici teologie, n-am nimic, așa, dar v-am dat din inimă ce mi-e scump. V-am acolo pe perna mea: dragă părinte, dragă părinte, aveți o bunătate să vă păstrați bunătatea. Sfinția voastră, căutați să mă alimentați, părinte, ca să puteți păstori turma lui Hristos. Că într-un trup sănătos este și un suflet sănătos. Care a slăcrămat, dacă nu cu ochii, cu inima, așa, cred, numai cuza Domnului, când veți face și mie o pârtie, acolo împărăția Dumnezeu. Și a spus bunica lui Sfântul Vasile, că dragii mei, la napoți, când noi muri, veniți toți în jurul gropii mele și vărsați câte o lacrimă ca să înjurați focul și durerea iadului. Așa a făcut Sfântul Vasile, fiii nepoții, și a curs și a ușurat-o pe bunica lor. Așa și zic și eu, cu lacrimile dumneavoastră, cu suspinurile dumneavoastră, cu dragostea dumneavoastră, așa, vreau și eu să mă ușurez, să puți muriți la lacrimă acolo și să spuneți: Doamne, nu-l trimiți în focul cel veșnic, că am văzut pentru cuvintele lui, care au fost atare, Doamne, ușurează, dar unde suntem și noi? Că așa au spus Părintele Arsenie Boca, dacă aduce pe cineva, abia căpătăm milă în fața dreptul judecător. Vă las cu măicuța Domnului, vă las cu cerul, vă las cu dragostea asta, vă las cu unitatea cu care sunteți uniți,
Nu mai sunteți George și mama și altul, sunteți una, că Hristos suntem una. Unitatea este cea mai presus ca toate. Domn, diavolul are cea mai mare. Unitatea, dragostea este mai presus, așa spune Sfântul Vasile. Așa este mai presus ca fecioria, unitatea. Degeaba îți păstrezi fecioria și când ești zbinare, așa. Ce văd eu, ce mi-aud din urechile, ce îmi spune cu tare, că eu, părinte, ei mi-ați de noapte, v-am sunat, nu mă plictisesc, zic, zi și noapte, mă întăriți, îmi puniți un dilem în candela mea, că și candela mea se strânge dacă nu sunteți dumneavoastră, că se usucă, vânturile bat tare, așa, și înturnați ulei, 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 ca să fiu eu proaspăt, să vă dau această hrană tare, înțelegi, așa, să fiți alături de preoți, ceriți-le sfatul, împărtășiți-vă, mărturisiți-vă cât mai des, așa, și Dumnezeu și Maicuța Domnului să vă ocrotească și toți sfinții de aici, de București, de pe Tătindenea, pe alte țări priviți, musulmanii omoară creștinii, omoară preoții, îi face martiri, mâni, poemi, miniți la noi, ne ia locul, nașteți copiii care credeți că naște câte 14-15 copii, ne ia locul nostru, noi îi dăm, îi trimite și țărișoara asta va fi slăbărită de nații străine, așa, fiți, așa cu mintea întreagă, cum spune acolo la Acatistul Mântuitorului, Iisusul tăria trupului, Iisusul lumina sufletului, Iisusul rătăciunea minții, Iisusul bucuria cunoștinței, Iisusul nădejde cea aleasă, Iisusul povedere cea preajerșică, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, rugați-vă pe Maica Domnului, faceți acatiști, paracriști, rugați-vă necontenit, când cine va găsi, în asemenea va judeca. Amin.